Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Sindromul FTT. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Ioan capitolul 10, versetul 10. Psihologii au început să discute despre ceea ce astăzi este probabil cea mai mare problemă legată de sănătatea mentală. Ea se numește sindromul FTT, de la Failure to Thrive, neputința de a prospera. E o problemă ce ia amploare tot mai mult. Când ai acest sindrom, poți trăi bine mersi, dar ți-ai pierdut orice fărâmă de speranță și de semnificație. FTT nu este o boală mentală, ci constituie absența vitalității mentale, spirituale și emoționale. Pe listele străvechi ale păcatelor aducătoare de moarte, ea se numea acedia, care înseamnă epuizarea sufletului și incapacitatea de a te bucura în viață. Acesta e motivul pentru care Domnul Iisus, uitându-se la mulțimea de oameni cu căznicii distruse, locuri de muncă neadecvate, cu un sentiment de moarte lăuntrică, a spus: Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Ioan capitolul 10, versetul 10. Într-o viziune, Ezechiel a văzut o vale plină de oase moarte. Era vorba de sindromul FTT în forma sa finală. Dumnezeu l-a întrebat: Vor putea oare oasele acestea să învieze? Eu am răspuns: Doamne Dumnezeule, Tu știi lucrul acesta. Ezechiel capitolul 37, versetul 3. Dumnezeu chiar a știut și a făcut ca ele să revină la viață. El te poate face și pe tine să revii la viață și să înflorești. În Talmud se spune că fiecare fir de iarbă are un înger care stă aplecat peste el și șoptește: Să crești, să crești. Pavel a spus că în Hristos tot trupul răscumpărat își primește creșterea și se zidește în dragoste, conform Efeseni capitolul 4, versetul 16. Dar tu nu trebuie să te gândești doar la tine ca mădular în trup. Dumnezeu dorește să te dezvolți pentru ca ceilalți să fie încurajați, pentru ca pământul să fie lucrat, să fie aduse laude la adresa Lui, să fie ajutați cei bolnavi sau pentru ca unele slujiri să se dezvolte așa cum nu ar fi făcut-o altfel. Așadar, îți urăm din inimă viață din belșug, oiță creată de Dumnezeu și dorită de El.